ce nu dormi, mă, vara? Vorbiți că... De ce nu dormi, mă, vara? Nu mă ajută Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, da, frumos. Mamă, vine George Tănase, a.k.a. Conecta. Foarte bun moment. A fost o piesă care a răvășit atât țara asta, cât și industria muzicală. Și George Tănase e impecabil, ca de obicei. Ce să-i mai zic? Bă, cântă, dansează, imită, face, drege. Cine ești acum? Ești George sau Conecta? Ai, George Tănase, incredibil! Bă, eu nu mă dați de gol, sunt Conecta. Iartă-ne! Vara nu dorm. De fapt, eu nu dorm niciodată. Noa? Nu știi ce greu e să ai insomnie. De câte ori mă întâlnesc cu cineva, cu un prieten și spun că nu dorm, am senzația așa că se bucură pentru mine. E ca o realizare, știi? Elvis lua pastile ca să stea treaz. Normal. Când ești Elvis, clar nu vrei să dormi. Dar dacă Elvis era Conector, fii sigur că se culca de la 8 seara ca să uite. Frate, deci... Credeți-mă. E o afecțiune. Nu să fii Conector, să ai insomnie. E o afecțiune. Ai putea să fii și tu mai empatic cu mine. Dacă cineva spune că e bolnav de inimă, tu îi spui că îți pare rău și îi urezi sănătate. Eu când îi spun unui prieten că am insomnie, el îmi zice, eu dorm de rup. Cum cu capul pe perna, dorm. Corect. Și în autobuz, și în timp ce se zguduie prin grop, eu dorm. Ești nesimțit? Până la urmă, e ca și cum i-aș spune unui prieten să vină la mine să-mi zică, băi, eu mi-am pierdut piciorul într-un accident. Eu nu încep să-i spun, eu le-am pe amândouă, alerg de rup. Tot, alerg peste tot. Alerg și în somn. Alerg, pentru că pot să le fac cu amândouă în același timp. Primele zile când nu dorm, e mișto așa, ești la mare, o ții într-o petrecere, concerte, distracție, gagici, voie bună, muzică bună, mai ales dacă ai și ristei acolo. Dar după 3 zile, oamenii se culcă. Și eu mă apuc de numărat oi. Ceea ce e greu. E greu să numere oi la mare. Pentru că acolo sunt mulți și o bandă oi mai puțin. Culmea. Nici nu știu cine a inventat treaba asta cu număratul oilor. Câte oi trebuie să ai, frate, ca să te ia somnul la un moment dat? Viorica Dăncilă ar vrea și ea să încerce să numere. Dar nu poți să te ia somnul dacă numeri numai până la 5, adică e foarte greu. Am încercat și eu. N-am numărat oi, am numărat somnifere în timp ce le luam, nimic. Piesa asta mi-a distrus viața. Până să o scriu, eram un om perfect normal. După care, uitați-vă la versuri. Prima strofă zice așa: dimineața mahmureala de cu sana umple cana. Pe astea cred că le-am scris când încă dormeam, că nu au sens. Și în a doua strofă zic: mă îndrept către mare cu șapca întoarsă în cap și cu Adidas și în picioare. Deci, în prima strofă eram deja după petrecere la mare și în a doua strofă eram încă în drum spre mare. Asta e o chestie destul de complicată, e o barieră lingvistică, e o licență poetică, ceva de genul: a fost mișto anul trecut la mare, încă nu. Băi, cine? Nu m-am gândit așa. Mai sunt prieten, bă, ce-l face pe bărbat să adormă imediat? Sexul. Eu fac sex cu nevastă mea și adorm imediat. Nu m-a ajutat prea mult. Vă spun sincer, mai ales că nevasta nu era vreo frumusețe. Multă lume mă întreabă ce caut eu într-o femeie. Mă rog, multă lume. El m-a întrebat. Când ne-a prins. Am intrat în mare să ne iubim și surpriză. În mare nu era decât mică. N-ai cum să... Na. Știu, n-ai cum să crezi asta, dar apa era mai rece decât la robinetele din București. Am încercat și pe plajă. Ne-am iubit și pe urmă, fix când simțeam așa că plutesc, mă luase somnul, rulam pe șezlong, a strigat gașca mea în spate, rapping on, du-ți bă, drecu, de aici, bă. Bă, nu. Ce să fac? Într-o noapte am luat un caiac și am plecat pe mare. M-am întâlnit cu niște delfini, erau superbi. Am zis că îmi petrec timpul cu ei, asta pentru că sunt cele mai inteligente animale din lume. Doar că ce să vorbească ele cu mine? Vă dați seama, e greu. Bam! 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 E groaznic să ai insomnie. Mi-a zis cineva că e bine să văd partea plină a paharului. Marii artiști ai lumii au murit în somn și mie n-are cum să mi se întâmple asta. Nici n-am înțeles dacă era o încurajare sau o jignire. Ultima chestie pe care mi-a spus-o cineva, să încerc o carte.
Bă, sincer, e nasol, dar... Na, e nasol să nu dorm, dar nu sunt încă disperat, credeți-mă. N-am ajuns încă la carte. Totuși, mai încerc. Și dacă nu o să am ce să fac și nu o să am ce să fac, o să mă apuc de carte. Și o să număr cornetele. Hai, dați-vă în dragostea mea. Rapinon. De ce? Pentru că vara nu dorm. Yeah. 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 De tot. Culcă-te, bă, relule, culcă-te. În Livada Cunuci ai fost? În fiecare dimineață mă duc în Livada Cunuci, am un veceau acolo în fundul livezii. Bă, Tănase, stă bine așa, serios. Da. Ce vrei să zici, Nelu? Nu știu, îmi place de tine așa, mai nu știu. Ospătar sezonier așa, dă ochelarii jos pentru a fi recunoscut. Păi geaca e a mea, deci... ochelarii ăsta e mei, deci pot să mă angajez producător la Iomor. Și cu părul ăla așa, bă. Este bine lupinat așa, mai bronzat, mai cu părul ăla mai lung, este bine, ce? Bronzat, ce-am zis? Îmi place și eu când eram mic vreau să am tenul negru, vorbesc serios. Eu mi-aș fi dorit, Doamne, visam să fiu, să fiu mă... Ce tare, da. Ce tare. Wow! Ce? Dar nu s-a schimbat tot. Yo, what is up, man? Yeah. Aplauze, eu zic că la bătrânețe va fi un actor extraordinar. Acum mulțumesc. Încă mai patinează. Am șanse de maestre? Ai Da, atât de simplu da. Asta. Dar du-te și te culcă că o să ai nevoie. Bă, frate, da. I love you Pisicherule. Pisicherule. Tu că-l urmăresc niște interlop de aia. De când a murit m-a zăpăcit cu telefoanele Mihai Țăpiticu. It's crazy. Vreau să-mi fure toate melodiile. Vă știu pe toți trei. Mi s-au spus multe lucruri despre voi. Chelu, tu ești personajul despre care copiii strigă. Fugiți, că altfel ne mănâncă. Delia, tu ești personajul despre care copiii strigă. Fugiți, că altfel ne mănâncă tot. Iar tu, Mihai. Oh, guys. Why are you doing this to me? Tu ești personajul despre care femeile strigă. Fugiți, că altfel le mănâncă peste tot. Este a treia oară când vin în România. Prima dată când am venit, am întâlnit un artist mare. Pe Mihai Constantinescu. Acum nu mai e printre voi. El a scris în mod special pentru mine o melodie. Dacă vă mai amintiți, o lume minunată în care veți găsi numai copii. Dar să știți că n-a fost adevărat ce s-a spus despre mine. Mihai, tu mă înțelegi, zvonurile nu sunt bune. În general, oamenii lansează zvonuri despre marile staruri. Sunt sigur că la tine a fost o confuzie. A doua oară când am venit în România, am inaugurat un par de copii. Împreună cu Iliescu. Oh, God, era atât de bătrân. Cine s-ar fi gândit că după atâta timp eu nu mai sunt, parcul nu mai e, dar el încă este. La fel de bătrân. Trebuia să inaugureze la de dinozaur. Unde e ăla? La Dinopark. Dinopark. Dinopark, o inaugurare. Poate ar fi trebuit să fi rămas atunci în România. Vă sunteți cu 50 de ani în urmă. Acum aș fi avut 13 ani. Aș fi putut participa la Voice Kids. Cu siguranță l-aș fi câștigat. La Next Star, Michael. L-aș fi câștigat pentru că mai am încă 8 frați și toți sunt de culoare. E un caz social. România e țara paradoxurilor. Mulți nu au școală, dar se pricep la orice. La muzică, la dans, la fotbal, la cules paranghe, la orice. La imitat. Când am venit în România... Lucian Viziru m-a imitat. You remember Lucian Viziru? Oh, God, ce talent! Era atât de bun la muzică încât oamenii au preferat să-l vadă pe Augustin Viziru la televizor, care nu era bun la nimic. Mă rog. Oh. Și Șerban Copos m-a imitat odată. I love you, Șerban! Te cunosc de undeva? Șerban a rezistat mult ca prezentator aici. Mai mult decât a rezistat în muzică, mă rog. Producătorii au încercat să-l dea afară. L-au trimis în Asia, dar el a reușit să se întoarcă înapoi pentru că e cercetaș și el cunoaște drumul înapoi. Explorator, băi! Chiar asta este deviza carierei lui, tot înapoi.
Sherman e un fel de Benjamin Button al succesului. Adrian Enache m-a imitat. Remember Adrian Enache? Ce talent! El are câte o voce pentru fiecare melodie. Păcat că încă n-a găsit o voce pentru muzica lui. Dar nu e vina lui, e vina lui Temișan, care l-a ținut mereu în umbră. Temișan, care a încercat toate stilurile muzicale. Lăutărească, pop, rock, orice. Asta înseamnă să nu renunți niciodată. Sunt sigur că dacă ar fi renunțat, ar fi avut succes. I love you, Temișan. Save the world. L-ați avut aici la antenă și pe Jorge. Remember Jorge? Oh God, Jorge. El a ales să plece la un post de televiziune mult mai puternic. A vrut să vadă cum se simte eșecul și acolo. Jorge apare des la televizor și vorbește despre lucruri la care nu se pricepe. N-ar fi mai bine să vină și să spună pentru ce el e predestinat? Dori și cartofi prăjiți la burger? You know? Jorge. Dar e grea celebritatea. Știu cum e. Eu mi-am dorit o viață normală. Să pot merge la supermarket și să nu mă recunoască nimeni. Dar pentru asta nu trebuia să mă fac Michael Jackson, ci Dan Badea. I love you, Dan. Eu trebuia să mă machiez grotesc ca să nu mă recunoască lumea. Delia, ție nu ți-ai ieșit. Te recunosc. Dar machiajul aduce un pic. Oh, guys. Am fost căsătorit cu femei frumoase, dar am făcut copii cu cea mai urâtă dintre ele. De ce? Pentru că luam pastile. Nu știam ce fac. Mihai, ai grijă. Ai mare grijă. Te cheamă ca pe mine și tu iei pastile. Și am văzut aici că ai sărutat-o pe Veronica Gheorghe. Oh, God! Aia e profanare de morminte, Mihai. Oamenii și-au făcut griji pentru tine. Că o să mor de tânăr. Bine că nu mai e cazul acum. Bă, neamă. Totuși există un om aici pentru care am un respect deosebit. Chelu. Are un calm teribil. Mi-aș și dorit să mă fi născut cu calmul lui. You know? El a zis că nu suportă homosexuale și pițipoancele. Uitați-vă cât de calm stă la masa aia de 10 sezoane lângă cei doi. Oh, God. Nu. I love you. El iubește mari artiști. Am auzit că a vrut să depună flori la mormântul lui Ion Dolănescu. Pe drum s-a întâlnit cu o bătrânică și a întrebat-o unde se află alea artiștilor. Aceasta i-a spus: măi, mamaie, de ce ieși afară dacă nu-și mai știi să te întorci? Lambi, Chelu. Dar poate ar trebui să-i spunem cuvinte mai frumoase lui Chelu. Și mai des, poate ar trebui să-i spunem lucruri pe care nu le-am mai auzit până acum. Spre exemplu: te iubim, Chelu. We love you. We love you. Come on, everybody. We love you, Chelu. We love you, Chelu. We love you, Chelu. We love you, Chelu. Eu am spus des în viața asta: te iubesc. Pentru că iubirea învinge tot. Și iertarea învinge tot. Trei lucruri sunt greu de spus pe lumea asta: te iubesc, iartă-mă și acida celtii salicilic. Oh, God. Eu am dansat continuu, pentru că viața e un dans. Așa ar trebui să ne manifestăm toți, mai puțin domnul Orban. Sper să-și găsească altă modalitate. Am cântat despre salvarea planetei, pentru că trebuie să faceți ceva să opriți poluarea, să opriți tăierea pădurilor, să nu se mai nască Diane Șoșoacă. Please, guys! Yes, yes! Opriți poluarea, pentru că altfel copiii voștri se vor sufoca și vor semăna cu Ana Maria Morodan, care are sex appeal-ul unei sticle de apă plată. Dar ca să ajungi un mare star, e nevoie de multă muncă. Delia, tu știai secretul ăsta. De ce nu i-l-ai spus și lui Speak?
Am văzut că ai făcut un featuring cu el. Oh, God, nu te mai saturi să cânti singură. Dar stai liniștită. Și eu am cântat cu Britney Spears. E bine din când în când să mai facem și acte de caritate. Apropo de acte de caritate, am văzut că ați avut-o la emisiunea asta invitată pe Andreea Marin. Dar dacă și eu sunt invitat aici, atunci înțeleg. Ați dezgropat pe toată lumea pentru emisiunea voastră de roast. Eu acum trebuie să plec. E concert mare pe lumea cealaltă. Vine Alex Velea. Vă dați seama câți copii o să fie în public? Oh, God. Eu când mi-aduc aminte de Radu Mazăre, râd în continuu. Cum s-a dus el să investească în Madagascar și când a zis, s-au terminat banii, da, pleacă. Nu. Era o barieră la Mama Iar, nici nu intram atunci. Da, nu. Ajungeam până acolo, făceam o poză de la barieră. N-aveam noi bani pe atunci de domnul de Mama Iar. Paraziții au cântat accidental în Mama Iar, foarte rar, în sala jumate goală. E clar că nu ne aveam locul în Mama Iar. Incredibil ce s-a schimbat lumea asta, domnule. Pe vremea mea o țineam numai în petrecere tot weekendul. S-a adus dracu și chestia asta. Acum ăștia o țin așa toată săptămâna. Dar arată diferit. Atunci să dansa în club până dimineața, acum să stă la mese și să vorbește. Ce prostie asta, oamenii ăia știu să facă orice mai puțin pe lume decât să vorbească. E și vina mea, trebuie să recunosc. Am vrut să fac de Mama Iar un fel de Saint-Tropez al României. Tot ce a mai rămas de munca mea acolo sunt prețurile. Pe vremea mea, la Mama Iar era și apă. Îmi plăcea să fac kitesurfing. Acum e deșert. Poți să faci cel mult așa safari, dacă mai e. Delia se duce mereu în Maldive. Și-o înțeleg cumva. E mai scurt drumul până acolo decât e la noi de la Șezlon până în apă. Adică am vrut să fac așa o stațiune pentru bogați, unde tu, săracule, să nu poți să spui ce are șeful. Nici nu înțeleg foarte bine treaba asta cu ce are șeful pe nisip. Îmi dă așa senzația că n-ai găsit cazare. După ce am plecat din România, am ajuns în Madagascar. Frumos și acolo, dar am încercat așa două de casă. Așa că am adus de la noi câțiva concetățeni care se plimbau pe plajă așa de la un capăt la altul și strigau: porumbelul cald, înghețată rece ca gheața! Piatra Ponce, nu? Niciodată n-am înțeles cum de-aia cu oamenii ăia poate să țină în aceeași cutie și porumbelul cald și înghețată rece. Ar trebui brevetată chestia asta. Robert Tudor a plătit ca să cumpere o cutie din care să scoată porumbei calzi, imaginați-vă. Glumesc, Robert Tudor n-a plătit nimic. E greu, după cât a trebuit să plătească să lucreze la emisiunea asta, e prea mult. Ce a zis de mine, mă? Și nici n-am înțeles treaba asta cu înghețată rece ca gheața. Bă, limba română conține multe cuvinte, dar de ce trebuie să le folosim pe toate? Dacă înghețata e rece ca gheața, ce termen de comparație folosim pentru gheață? E rece ca victima unui accident la IML, ca ce? A fi și ciudat să auzi strigând cineva chestia asta pe plajă: prietene, ai gheață? Am. E rece? Oh! Îl mai ții minte pe Viorel care a sărit de pe stânci și nu i-a spus nimeni că s-a mărit plaja? A mea e și mai rece. Dacă Dumnezeu a zis să fie lumină, eu am zis să fie noapte. În Mama Iar distracție era fantastică datorită mie. Nimeni nu recunoaște meritele acum. Am creat locul de muncă înainte să apară OnlyFans. Ce să vă zic? Erau mai mulți pești în stațiune decât în mare. În cluburi, eu am dus mai departe îndemnul lui Ceaușescu. Nici o masă fără pește. Nu meritam și noi o stațiune pentru milionari? Nu ai cum să bei șampanie într-un baldachin când lângă tine e un amărât pe cearșaf care mănâncă parize. Nu merge, miroase a țăran. Și nu intră bine parizeul. Bă, ce bine vorbește, bă! Ce azi, Mama Iar? E plin de gunoaie. Deci, practic, nu s-a schimbat nimic. Are dreptate. Au construit blocuri și ca să facă și mai multe blocuri, au mărit plaja. Și mai fac un rând de blocuri și mai pun nisip. Eu cred că așa s-a gândit românii să se unească cu Republica Moldova. Discret, dacă mă întreb pe mine. Doar că au greșit direcția. O să ne unim în curând cu Bulgaria, că de-aia și intră aia cu mașini pe plajă. Au înțeles cum merge treaba și au venit să o matriculeze sau ceva. Când pleci de pe Șezlong și eu așa spre mare, înainte să intri în apă, o să șeară pașaportul la un moment dat. Nici nu știu de unde iau atâta ciment ca să construiască. Dar am mers pe autostrada București-Pitești și mi-am făcut eu idee. Nu mai e voie acum să pui Șezlongul la malul mării. Auzi ce idee!
Și atunci la ce să le mai pui? Că eu m-am plimbat toată viața pe multe locuri, am văzut multe, dar șezlonguri în Sahara n-am văzut niciodată. Și Maia, la început, era mică. Intrai beat, știai, dracu, că ieși înapoi. În plus, nu-și făcea nimeni nevoile Maie, că ea mai departe geamandura decât toaleta. Acum, e exact ca arhatul la români, intri direct până în gât. Am adus palmii, o, mai sunt nici aia. Cum au scăpat de mine, au fost considerați pădure și s-au retrocedat. Ce să mai... Eu n-am vrut să fie un loc pentru omul simplu. Acum nu mai e nici măcar un loc pentru om. E stațiunea unde te cazezi dacă ești prea obosit ca să conduci până în vamă. Tot ce am construit eu pentru oamenii care au strâns cu trudă milion lângă milion și aveau nevoie de o vacanță ca să uite de zilele în care dorm până la prânz, s-a distrus. Mai știți că pusesem bariere? Ca să intri în stațiune trebuia să cumperi o oabă de șampanie. O chestie de fiță, așa. Cum era odată supa la plic, dacă mai știți. Nici nu știi de ce era așa. Cred că ideea s-o trimis prin poștă, supa la plic, de-aia zicea. Te mai suna mai câtă, mama, ai nevoie de ceva, trimite și tu prin poștă 100 de euro și de supă la plic. Te-a dus, rea. M-au dus ăștia la pușcărie și vă spun din tot sufletul, acolo vreau să rămân. Știți de ce? Pentru că, din fericire, e singurul loc în care mai pot să stau printre milionari. Asta e. Hai că... Eu dacă e, o să... Eu trebuie să plec un pic, că mie că mă rețin. Vă rețin. Haideți că am plecat. Bă, îl prind, mă. Fugiți. Vine aici la noi, că aici este ambasadă. George Tănase e ca un bebeluș în actorie, dar un bebeluș ăla de 20 de kilograme. Opa! Suntem la Ai Umor, singura emisiune care e mai urmărită pe YouTube decât la TV. Talent show-ul în care se dă un casting riguros format din întrebarea vrei să vii? Un concept fabulos ce a redat cu exactitate viața din spitalele de psihiatrie. Să vă fie rușine! Un show magic în care jurații și prezentatorii au fost schimbați la fel de des ca emisiunile din Grila Postului. E de coal negru. Să vă fie rușine! Suntem la Ai Umor, emisiunea care în curând va avea mai mulți jurați decât concurenți. Mai multe aplauze din montaj decât cele din platou. Asta pentru că aplauzele din montaj nu cer sandwich-uri. Începe! Ai Umor! Mă sună din conducere. Oare iar se schimbă ziua de difuzare? Sau se întoarce Gina? Alo! Iriruca, fii atentă la mine. Iepuraș, am o emisiune nouă pentru tine. Te fac vedetă. Ai Umor Express. Păi eu sunt deja la America Express. Hai că am niște bani în buzunar care mă deranjează. Zi, te bagi? Da, mă bag. Hai, mulțumesc. Fă un intro frumos acolo. Mulțumesc și eu. Și pe unde se coboară în platou? Aoleu, vine îmbrăcat așa, nu cred. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Irina Fodor! Oh, Doamne! Fodor! Fodor! Țuca! Haide, țuca! Bună seara, dragilor! Seara. Nu știu de ce am mereu simpaticilor pe țeavă. Știm cu toții că este cuvântul preferat al Ginei. Îl folosea de pe vremea când veneau adolescenții la ea și cereau autografe pe revistele Playboy. Le spunea simpaticilor, aveți grijă să nu lipiți paginile. Presa a scris despre noi că nu ne-am înțelege bine eu și Gina, dar să știți că avem foarte multe lucruri în comun. Amândouă suntem mame, amândouă iubim vacanțele, amândouă ne-am căsătorit cu cântăresc fără voce. Foarte multe lucruri ne leagă. Mă bucur mult să văd atâția jurați frumoși și pe bordă și cortea. Da. Ei sunt foarte simpatici. Ei l-au înlocuit aici pe Costel, care l-a înlocuit pe Bendea, care s-a înlocuit singur. Na. Știți cum face Mihai. Odată la ceva timp îi se face dor de eșec. Mihai. El e ca un câine maidanez. Pleacă de acasă când e încăldur și se întoarce când e foame. Da, mă rog. Mergem. Oh, mai departe cu Bordea și Cortea.
Cel puțin sezonul ăsta. Sau ediția asta. Bordea încă să nu statuie sigla umor, că nu se știe ce se întâmplă până la finalul zilei. Mane, voi cu liber de contract și... Mă rog. Dar să știi, Cătălin, mă bucur din suflet că în sfârșit ai reușit în carieră. Tu ai avut un salt uriaș de la ficus la capatos la ficus la umor. E ceva. Adică ai renunțat la confortul canapelei pentru un scaun moale aici. Exact cum a făcut și Cortea când a venit concurent. Scaun moale! Mă, ce nebun! Eu cred că Bordea a plecat de la Capatos ca să încerce și el sentimentul de a părăsi pe cineva. Pentru că știm cu toții, el a fost cel părăsit în viață. De iubite, de familie, de păr. Era momentul să faci o schimbare, Cătălin. Chiar era momentul să joci Candy Crush în alt platou. Adevărat! Avem! Să știi că Dan e foarte fericit cu noi săi colegi, cu Andreea și cu Paula. Să vezi ce table încing pe pauzele de publicitate. Deci uneori când mă uit la emisiune am impresia că văd o reclamă prelungită la farmacia inimii. Sunt geniali! Dragilor, voi v-ați descurcat foarte bine la America Express. Ați fost spontani, ați fost amuzanți. Ce s-a întâmplat între timp? Adică nu vă plătesc? V-au spus că sunteți la România Are Roast? Că nu înțeleg! Adică, înțeleg că în viața reală voi faceți reclame la un casino, dar aici pare că faceți reclame la necaz. N-are sens. Sau pare uneori că munciți așa, ați fugit de la munca în folosul comunității. Nici o aluzie chelul, dar așa arătați. Dar în continuare sunteți dragi. La fel și Delia. Delia, draga mea, eu știu că tu-ți dorești mult să vii la America Express, dar nu poate Răzvan, pentru că nu are timp. Pentru el timpul înseamnă bani. Poate ar trebui să-și ia mai multe ceasuri. Atunci ar avea mai mult timp. Vă dorim mult la emisiune, să știți. Poate găsim o modalitate. Poate cumpărați conceptul, v-ați gândit? Ar fi drăguț. Nu zice. Sau măcar țările în care se filmează, s-ar putea. Dar înțelegem de ce nu vii, pentru că tu ești mereu ocupată. Ar fi culmea să-ți anulezi vacanțele pentru emisiune. Plus că-ți înțelegem și temerile. Cum, Doamne, iartă-mă să trăiești cu un euro pe zi când tu nu știi cum arată unul? Plus că ar fi ciudat așa să vii atât de bine îmbrăcată, cu haine mai scumpe decât PIB-ul unei țări. Ar fi și foarte multe riscuri pentru tine acolo. Să umbli atâta timp cu un rusac în spate care n-are niciun brand pe el. Să dormi cu mai mulți oameni în același hotel. Chiar ar fi ciudat. Dar să știi că te-ai potrivit foarte bine în concept. Pentru că tu deja ceri mâncare de la alți oameni. Și mai nou fur. Fur, da, am văzut că fur. Te descurci excelent. Cred că ai fi singura concurentă care s-ar întoarce înapoi cu mai multe kilograme în plus. Clar. Restul slăbesc. Clar. Și pe Chelu ni-l dorim mult la emisiune. Da, doar că producția mi-a spus că avem un număr limitat de bipuri acolo. Ne e un pic teamă de Chelu pentru că, vedeți voi, el este foarte competitiv așa. Și s-ar putea ca probele să se transforme în probațiuni. E un pic ciudat. Dar în același timp știm că el s-ar adapta foarte bine. Adică n-ar avea probleme cu cazările, că deja e obișnuit cu paraziții. Dar să știți, dragilor, eu nu am venit astăzi să vă fac aici un roast. Au făcut-o deja alții înaintea mea. Și când zic alții, au făcut-o toți înaintea mea. Mai e cineva care n-a făcut roast la umor? Pare așa un moment de atins în viață. Să plantezi un copac, să crădești o casă și să faci un roast la umor. Da. Așa este. Eu am venit să vă spun că producătorii au decis să schimbe un pic formatul emisiunii. Și nu cum au făcut-o până acum, să dea afară prezentatorii sau jurații, nu. De data aceasta vor să meargă un pic mai mult pe zona asta de reality. Că parcă emisiunea asta nu era suficient de mult despre jurați. Tocmai de aceea producătorii au inventat Ai Umor Express. Pentru a vedea și ei cum e să fie urmărit de publicul de la oraș. A sosit momentul. Mama, ți-a dormit! A venit mai greu, da. Și să știți că deja s-a filmat un pilot. Și în acest pilot echipele sunt formate din Delia și Chelu, Șerban și Dan, Robert Tudor și atât. Bordea și Cortea, voi nu apăriți. Pe voi deja v-am imitat, n-avea sens. Da. Sunteți pregătiți să vedeți conceptul? Da! Atunci strigați după mine, Ai Umor Express, continuă! Yeah.
Bună simpat, mă, ce am azi. Dragilor, bine ați venit la Ai Umor Express, pe drumul audienței, care știm cu toții s-a pierdut undeva prin sezonul 7. Ce faceți? Cum ați dormit? Am dormit bine, dar toată noaptea am visat pușuleț și cum am trezit m-am dus să fac rost. Iar roast, să-mi bab el de roast, nici la emisiunea asta nu scap. Am început să am coșmaruri cu roast, frate. Visez că mă întâlnesc cu oameni pe stradă și îmi zic că ești atât de bătrân, ești atât de afon, ești atât de p***a mea, să-mi bab dacă într-o zi nu o să răspunde la telefon cu ești atât de prost în loc de alo. Bab el de roast, nu-mi place nimic din ce reprezintă roast. Ține-mă, Mimi. Ține băiatul supărat de acolo. Îți mă ți-a supărat băiatul. Nu te mai voi dacă n-ai cui. Mă rog să mai fac roză pe fulet. Ce ai, bro? De ce plângi? Mi-am amintit de Stand-Up Revolution și m-am emoționat. Bro, lasă trecutul în urmă. Eu dacă aș fi plâns la fiecare eșec din carieră, acum trebuia să mă angajez bucitoare la mormântări. Ce să fac? Așa sunt eu. Plâng la fiecare proiect nou, la fiecare căsnicie nou, la fiecare show anulat. Hai, nu mai plânge și ajută-mă să găsesc nordul. Nu știu unde e nordul, dar pot să zic unde e 300 de ani. Robert, tu cum de ești singur în competiție? Păi n-a vrut nimeni să participe cu mine, mă, că ești că vorbesc tare. Dar ce, ți se pare că vorbesc tare, că țip? Da. Păi nu, mă, că e de la puterea minții, că eu am puterea minții, că am săpat după aia în grădină la mine, în Dragomirești, dacă vrei am un teren acolo. Nu chiar cred. Vrei să-ți arăt un număr de magie incredibil, imposibil, inimaginabil, pe care îl fac eu cu puterea minții? Da. Da, fii atent. Deci o să fac să apară colegul meu de emisiune. Cum stai așa să vezi? Deci, ești pregătită? Abracadabra! Inimirima inimu! Piribici copici! Piribici copici! Mulțumesc, unde sunt? Mamă, nu tu din nou, Alexandru, nu din nou mâncați-aș gura ta, nu mai scap de voi. Deci, magia mea trece peste orice contract. Robert, n-ai voie să participi cu Mihai. Oh, păi stai, mă, de ce n-ai zis așa de la început? Păi și eu acum ce fac cu el, că voi vorbi eu tare, dar el vorbește mult. Nu știu, voi să dispară. Păi... nu pot să-l fac să dispară așa ușor, că trebuie să las un pic puterea minții, l-a încărcat. Dar știu pe cineva care poate să-l facă să dispară. Fii atent aici. Chelu, ia vino puțin. Nu, 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 nu. Ce v-am zis? Dragilor, voi la Ai Umor, sezoane la rând, ați stat confortabil pe acele scaune și ați așteptat să vină umorul la voi. Doar că la Ai Umor Express lucrurile stau puțin diferit. Voi va trebui să căutați umorul. Tocmai de aceea, prima voastră probă este să faceți o glumă despre emisiune. Nimeni? Nimic? E, ce ușor era să le spuneți concurenților, slab numărul, mergeți acasă. Am eu una. Știți care e numele de supereroa lui Șerban? Explorator. Mă las în greier? Putem să-i mâncăm? Doar curioasă cum sunt. Știu eu un banc. Era odată o care îi plăcea foarte mult să doar că ea în timpul liber să mai când nu să îi plăcea foarte mult să când nu avea timp de asta se întâlnea cu tot felul de vagabond. Și la un moment dat un vagabond i-a zis să-ți trag să te și să-ți dau. E foarte bun bancul. Păcat că nu putem să-l dăm la TV. Doamna Irina, colegul meu știe niște glume incredibile, imposibile, inimaginabile, pe care le-a făcut el și le-a scris cu puterea minții. Poți să-l chem? Da. Fiți atenți aici. Abracadabra. Hocus pocus. Inim, inim, inimo. Piribici, copici. Oh! Băi, frate, stai, ce s-a întâmplat? Aveți iar nevoie de mine? Nu, Costel, Robert,
Îmi pare rău, dar n-ai voie cu Costel. Suntem pe drumul audienței și el o să se rătăcească. Băga-mea și picioarele. Pare rău, Costele. Lasă-mă că ai, tu ai o grămadă podcasturi, ai treabă. Hai, du-te că poate te așteaptă cineva. Dragilor, acum cred că e evident pentru toată lumea că uneori e mai ușor să jurizezi glumele decât să le faci. Și cum bugetul acestei parodii a constat în... Hai, te rog eu frumos, Viro, și-ți promit că data viitoare o să fie bine. Mă văd nevoită să opresc sketch-ul aici. Însă înainte de a pleca, am o probă pentru voi. Fiecare jurat va primi un plic. Înăuntru lui se află un puzzle care conține o glumă. Primul jurat care rezolvă puzzle-ul și află gluma câștigă un joker pe care îl poate folosi în orice moment al emisiunii. Succes, dragilor! Ai Umor Express continuă! Băi, cât de bun, mă! Excelent! Excelent! Bestial! Bestial! E un contract n-a semnat pentru puzzle-uri. Putem să desfacem astea? Băi, da, pe, pe magician ce bine l-a... Da, foarte mamă, bine, invers. Mamă. Puzzle. Nu te uita la mine, Delia. Nu fura. Mă gândeam să mă ajut, că suntem o echipă. Păi nu, cum să fim o echipă, Delia? Da, suntem o echipă, că stăm aici. Suntem unii împotriva celorlalți. Delia. Nu suntem. Ba suntem, Delia. Delia. Aha, am nimerit două. Dar n-am făcut niciodată unul ăsta. Nu te speria. Concentrează-te. Gata. A câștigat. Știți care e diferența între un concurent Ai Umor și un concurent America Express? La America Express primești un euro pe zi. Hai de viață, mă. Bravo, Nelu. Cine s-ar fi așteptat? N-ai, mă, treabă, om. Bravo, felicitări, dragule. Alex, te rog să-i mânezi jokerul. Acum trebuie să-ți explic ce o să faci cu el. Exact, ce o să facă cu el, ia. Îl poți folosi pe colegii tăi în orice moment al emisiunii. Ce vei face cu el, de fapt, îi vei obliga ca în momentul jurizării să nu vorbească, ci să mimeze. Asta până când va înțelege concurentul de pe scenă ce a vrut să spună. Ok. E clar pentru toată lumea? E perfect. Bine, succes, dragilor. Gata! George! Băiatul ăsta este un real talent, este actor, este stand-upper, e ce vreți voi. Este unul dintre numele care au apărut la Umor, s-au dezvoltat și au devenit cu adevărat importante pentru mine, cel puțin. Consider că George Tănase face umor. Bravo, George! Doamne, e adorabil, e adorabil. Adică oricum mi-a plăcut sketch-ul pe care l-a făcut și cum ne-a imitat pe noi. Da, e foarte mai ales pe George Baby, cu râsul lui, râsul, cum era, râsul pe snu. Râsul pe silence. Fii atent, fii atent, mi-a venit o glumă. O, Doamne, nu din nou. Stai, mâine nebunule, să-ți o zic. Știi care e diferența între Isus și un traficant mexican? Care? Isus nu-și face tatuaje cu traficanți mexicani. Doamne, ce prost ești, băi. Hai să facem asta. Doamne, cât de amuzant. Foarte bun, George Tănase. Incredibil de mine, felicitări. Bă, băiatul, ești un talent. Ce să zic, ești un talent. Wow. Bă, deci fost... am râs cu lacrimi. No. Am râs cu... Acum, de data asta, am plâns eu. Da. Vorbim acum cu Țuca sau cu tine? Că vorbe, asta... vorbești cu mine. Da. Gata, frate, vorbești cu mine. Uite, da. Ce aici. Bă, uneori cuvintele sunt de prisos. Mulțumesc, de suflet, băieți, mă bucur. Ești extraordinar. Ce plăcut e să vii la o emisiune în care râzi de toată lumea și mai ai și plătit. Doamne, e o satisfacție senzațională. Vă pup, simpatic, dragilor. Pa, Țuca. Să-l pupă Fodor. Hai, cu ce mă mai chinuiată. Am văzut la fetele din club. Țuca, dar nu prea, pe la salon nu prea. Nu prea. Nu. Hai, bună seara, amicii mei! Este primul scriitor român pe care l-am descoperit și pe care l-am iubit foarte mult și știu piesele lui proporție covârșitoare pe de rost. Caragiale a fost o personalitate reală și a scris foarte bine, foarte mult. A fost chiar o voce pentru poporul român. Caragiale, cred că a fost primul roastuitor român. Ne-a roastuit atât neamul, dar mai ales sistemul politic, care a rămas aproape la fel. Observ că vremurile sunt neschimbate. Tot așa. Minte puțină, lume prea multă. Ca și înainte, unui avocat deștept îi se spunea eminență. Unui avocat prost îi se spune domnule deputat. Clasa politică ar trebui să poarte numele satului în care m-am născut. Aștept să căutați pe Google ca să înțelegeți gluma asta.
Hai manale. Așa, explicăm gluma, ca să o strici de tot. Eminescu e supărat pentru treaba cu Veronica. Ca să ne împăcăm, mi-a scris roastul ăsta și m-a obligat să-l spun. Am vrut să-l scriu eu, dar na, exista pericolul să fie amuzant. Așa l-a scris el, mi-am luat de-o grijă. Vrei să nu mai improvizezi, te rog? Mă, dar ce supărat ești! Uite ce mult te-a îndrăgit poporul ăsta! Te-au pus pe bagnota de 500 de lei doar ca să te vadă mai rar. Mie o năție fără seară. În schimb, pe mine m-au pus pe 100 de lei pentru că am un lipiș teribil la dedicații. Doamne. Vlaicu se plângea că el, Dita mai aviatorul, a fost pus pe 50 de lei. Dar ce să-i faci, mesiu, dacă ăsta e prețul unui bilet la low cost? Delia, low cost e atunci când mergi cu avionul la muncă, odată la 3 luni. Nu contează, nu-ți bate capul. Tu mâine, poi mine, vei fi pusă pe Bitcoin. Adevărat. Bun. Zi textul. Gata, domnule, zic. Voi zice un roast trist. La fel ca cel spus de mare actriță Maya Morgenstein. Ce talent! Numai domnia sa putea face o asemenea dramă dintr-un text atât de comic. Dragul meu, Mihai, noi mereu am avut actori mari în țara asta. Posibil să te numeri printre ei. Probabil să nu. Dar, mă rog, eu și prietenul Eminescu am vrut să... Eu și bunul meu, prieten Eminescu... Așa, ce, că eu n-am replică aici. E, lasă că nici când erai tânăr nu aveai. Ce să fac, domnule? I-am luat-o pe Veronica și am dus-o în camera mea, deși știam că o iubește. Pentru Veronica. A, e, eu am vrut să-i arăt lui că ea nu-l merită, să știți. De 4 ori? De 4, de 5 ori. De 5? Eu știam numai de 4. Tu-i neamul nevoii. Nu mai fi supărat! În viață e ca în teatru, se repetă! Și mie nu mi-a ieșit din prima. Ai? Dar să revenim la lumea asta modernă. Oamenii merg la psiholog. Ce te învață psihologul, dragul meu, Mihai? Să nu eviți conflictele? Du-te în Siria. Ești bipolar? Du-te în Siria. Dar ai grijă, ca să respecti boala Mihai și Bendeac să o ia fiecare pe drumul lui. Iar de Monsieur Chelou am aceeași părere neschimbată. Acest nu mă împinge ca mețesc al vremii voastre. Astăzi toată lumea se exprimă liber. Aveți Facebook, locul în care oamenii care nu au bani de psiholog spun ce gândesc. Eu am mai zis-o, opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii. Totuși, să știți că ador România de când am plecat de aici. De când am murit, este genială. Dacă vrei să o privești mai de aproape, îți place de nebunești. Dacă o privești mai departe, este superbă. De departe a vrut să o privească și Elena Udrea. Un fel de Zoe din O scrisoare pierdută. În loc de Tipătescu, l-a avut pe Tibăsescu. O femeie frumoasă, deschisă la nou. A avut și ea câteva fantezii, dar alea cu cătușile mi s-a părut un pic cam exagerate, să știți. Dar, scumpii mei, s-a dus buhul despre ai noștri, că merg în străinătate și nu fac nimic. Merg cu mâinile în buzunare. Și asta n-ar fi rău dacă ar merge cu mâinile în buzunarele lor. Dar să știți că eu am locuit un timp în străinătate. Am stat în Germania și am văzut români chinuiți de dor, care muncesc din greu ca să aducă o pâine mai bună familiei. Străinii te vor aplecat, nu sta așa! Pe de altă parte, e greu să culegi căpșune din picioare. Ați văzut acum că națiunile lumii merg la Bruxelles să cerșească banii împrumut. Merg toate cu mâinile întinse. Și chiar și așa tot noi suntem pe primul loc. Pentru că toate mâinile spun o poveste, dar ale României sunt cele mai frumoase. Sănătate pentru Neneancu. Sănătate. Cumpii mei,
Treceți vremuri grele acum, dar o să vă reveniți. Așa e viața, bunii mei. Azi ești sus, mâine ești jos, dar de cele mai multe ori te simți ca Alina Plugaru. Această Mița biciclista. Mă mir că nu a intrat și ea în politică. Probabil a vrut să evite pleonasmul. Totuși, dragii mei, am văzut că mai aveți voci care spun adevărul. O aveți pe Dana Budeanu. Dacă nu mă înșel, femeia aia are și un câine. Doamne, deci ființa aia latră non-stop, dar câinele e simpatic. Măi, oameni de azi, ce e cu voi? Unde sunt valorile voastre? Am văzut că la concerte cântăreții au legitimații pe care scrie artist. Ce să spun? Pe vremea mea nu era nevoie de legitimațiile alea. Știai că e artist în momentul în care începea să cânte. Apreciați-vă valorile. Îl aveți pe Mihai Bendeac? Să știi că pentru tine aș scrie o piesă de teatru în mod special. Una despre un june tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Tu să fii ajutorul lui. Dar totuși am văzut în prăvălia asta a voastră că se bucură de favoruri toate damele care vin. Cum apare una mai cu nori, cum s-ar pe ea să o abuzezi? Sau, mă rog, să o buzezi, ca să fiu mai clar. Le zice bine, nenea Iancu. Le zice, nenea Iancu. Spui că ești îndrăgostit de Preludiu, dar damele care ți-au trecut pragul nu sunt de aceeași perere. Au spus că le trezești de fiecare dată din somn. În schimb, îmi place ceea ce faci tu, Mesiuchelu, pe lângă muzică. Foarte frumos. Am urmărit campania aceea de mult, dacă nu mă înșel, era de pe vremea când părei normal. Campania se numea Citește o carte. Tinerii de atunci au crescut și iată, nu te urmărea nimeni. Până și vântul răscoiește cărți mai des ca voi. Eu am plecat din țara asta cuprins de scârbă. Pe vremea mea nu era un Radu Banciu, deși așa simțeam. Presa de atunci, la fel ca și cea de acum, este de partea cui plătește. Însă cinstea și gramatica sunt întâiile condiții ale unei prese bune. Și ai voștri am văzut că se descurcă excelent la gramatică. Chiar am citit un articol în presă zilele trecute care spunea așa: intră aici să afli nimicitoarea veste. Actorul este distrus. Și era o poză cu un domn Vârciu. Am intrat pentru că m-a tulburat să aud că cineva îl numește actor. Deci treziți-vă și luați-vă valorile în brațe. Mihai, tu te îmbrățișezi singur, ca de obicei. Eu nu am fugit de aici de frică. Am plecat pentru că m-au acuzat că am plagiat năpasta. Dar nu era adevărat, năpasta nu poate fi plagiată. Ce e, lucrarea de doctorat a lui Ponta? E adevărat. În ultima parte a vieții am trăit în Germania. Apoi am murit. Deci am scăpat. În mod normal, acum ar fi trebuit să fiu amorțit. Dar vă mulțumesc pentru felul în care gândiți, votați și trăiți. Asta mă face să mă învârt în mormânt și credeți-mă, mișcarea face bine oricui. Nici nu vă salut! Bravo! Hai, România! Bravo, hai la mine, Iancule! Hello, sunt Chiaria, Meghan Markle. Sunt urmașa prin destin a prințesei Diana și, bineînțeles, continuatoarea muncii ei, anume prințul Harry. În viață, știm cu toții, este foarte important de unde ieși, dar, bineînțeles, și pe unde mai intri. Iar eu sunt Harry, cel despre care vorbește ea și mai nou toată lumea. Am și scris o carte de curând. Nu, te rog eu frumos, încet, mai omoră cu cartea aia. Deci, Harry, te iubesc, dacă o să continui să vorbești despre cartea aia, o să scriu și eu una. Și o să fie despre vibratoare și tot rezervă o să se numească. Îmi pare rău că nu este și mommy azi aici. Mi-aș fi dorit să vadă cum îi calc pe urme. După cum bine știți, și ea mergea des în Africa pentru a ajuta persoanele neajutorate și... Harry, aici nu e Africa, aici e România. What? Yes.
Romania? Yes, Romania. Oh, cred că mi-au greșit documentarea. Mi-au spus că principalul sentiment al localnicilor e frica și m-am gândit că... Frica! Excelentă analogie, dar ai fi foarte bun de politician român, să știi. Dar oricum, nu știu dacă aș avea o stofă de președinte. După cum știți, la mine nici sângele nu e roșu, e albastru. Da, el și dacă vrea să doneze sânge, nu o poate face decât pentru caracatițe. Și dacă vreau să donez bani? Pentru caracatița politică. Ok. Totuși, dacă aș fi președintele României, să știți că nu ar fi diferit de monarhia britanică. În sensul că aici... Ca și acolo, aș fi mai mult de formă. Ca și în pat. What? De o formă extraordinară. Nu, asta, iubitul meu, asta voiam să spun. Oricum, n-am venit aici ca să mă plâng. Să știți că noi suntem gata oricând. Eu am servit armata britanică timp de 10 ani. Am participat în 2 misiuni în Afganistan. Am ucis 25 de talibani. Deci sunt pregătit să locuiesc în militari. Așa e acolo. Poate chiar mai rău. Pentru că noi nu o să locuim la Cotroceni. După cum știți, tatăl meu are o proprietate în Viscri și noi chiar vrem să stăm în militari, ca să vedem și noi cum e viața la țară. Câțiva locuiesc acolo. Da. Sunt foarte multe de schimbat în țara voastră. Spre exemplu, școală. Aș scoate programul cornul și laptele și aș introduce fish and chips. Da? Better? Yeah. Da, better. Better. Da. De fapt, m-aș fi dorit foarte mult ca toată familia ta să fi fost din țara asta. Pentru că, la cât de praf este sistemul de sănătate la voi, dacă regina Angliei era regina României... Scapam de ea de mult. Mamaie. Mamaie. Să știți că aș schimba ceva și în sistemul de sănătate. Aș aduce în România cei mai buni doctori din Anglia. Adică pe românii care au plecat deja acolo. Da. Da, doar că economia voastră este atât de proastă, este atât de praf, e mai praf decât mașina prințesei Diana în Paris. Hey! Ce vrei, mă, așa e? Mami! Mami. Toată lumea o iubea pe mami. Știu, știu, taică tu a zis că ăsta a și fost motivul divorțului. Bine, dar... N-am scris să-i am presă, că taică tu adevărat era ofițerul la Roșcovan. Dar tu știi că e o mizerie. Da. Dacă ai fi citit cartea mea, ai fi știut că nu se susține acea minciună. Mami era... Cea mai dulce și ginga și făptură de pe pământ. Deci voi vă dați seama ce viață aș fi avut eu dacă trăiam ăsta? Te iert pentru că te iubesc. Nu, nu, iubirea mea, la mine e mai mult decât atât. Eu te suport pentru că te iubesc. Da. Doi ani de zile m-am uitat pe pereți cât ai scris cartea aia. Că n-ai putut și tu să faci o broșură, a trebuit să o iei de la grădiniță. Nu mai știai nimic de capul tău. Când ai scris ultima pagină și a intrat copilul nostru la tine în cameră, l-ai întrebat, al cui ești tu, frumosule? Trebuia să spun ce am pe suflet. În 500 de pagini este? În 500 de pagini? Nu vorbim despre asta. Ne-am luat cu vorba, noi trebuie să vorbim despre rezolvatul problemelor. Despre altceva. Da. Trebuie să mă interesez cum stau ei cu infrastructura. N-am venit împreună cu mașina până aici. Infrastructura României este mai inexistentă decât cariera mea în film în momentul acesta. Atunci trebuie să ne interesăm cum stau cu sportul. Au, la sport stau extraordinar. Au și un rege al fotbalului, Hagi. E? Și un rege al manelelor, Salam. Manelele sunt un sport? Național. Vor să introducă și o probă la olimpiadă. E? Calul cu manele. Oh. Și atunci, la ce nu sunt praf românii? La prețuri. Păi tu știi cât costă hotelul în care suntem noi cazați? O noapte în hotelul ăsta costă cât o săptămână în Maldive. What? Yes. Și de ce mai stăm aici? Hai păi, să mergem acasă. Hai să mergem. Păi hai. Harry și Meghan au venit de pe Netflix direct în platourile Ai Umor.